În sfârșit mă simt protejat, pentru că asta e prima necesitate a unui om într-o societate civilizată, este să se simtă în siguranță. Ori, într-adevăr, românii, oamenii de culoare și, nici nu vreau să pronunț, sunt un pericol, sunt un atentat la statalitate, la, însăși, cum zic, miezul, felul de-a fi a moldoveanului. Dar era și timpul să ne luăm un pic nasul la purtare și să ne ducem și la papa. Eu cred că papa e cam de talia lui Talmaci Puștiu netuns de săptămâna trecută, care s-a prefăcut că aruncă cu un ou în, cum îl cheamă, Igor Dodon. Deci Voron e taman un gopnic din ăsta care provoacă când nu e necesar, e absolut irresponsabil, e ratat pentru democrație și pentru statul de drept. În schimb, este unicul politician de la noi care are simțul umorului și asta trebuie... Eu nu știu, mie îmi place foarte mult simțul umorului. Crezi că el a spus glumind chestiile astea? El a spus foarte crispat și constipat. Vladimir Voronin are un simț al umorului foarte dezvoltat și el este un politician care știe să provoace zâmbete. La fel ca și Gimpu, doar că Gimpu face involuntar asta, spunând lucruri care trec aleatoriu prin cap. Domnul Voronin are un simț al umorului foarte dezvoltat și trebuie să recunoaștem asta. E un gopnic nerușinat și provocator. E un irresponsabil politic care de mult trebuia să fie dat uitării ca lider de partid. Păi, dar așa e nația, dar așa e nația și așa. De ce dăm cărlanul lui Vladimir Voronin? Pentru că a făcut niște declarații scandaloase. Din momentul în care acum două săptămâni domnul Voronin le-a arătat minorităților sexuale unde crede el că le este locul, ce s-a întâmplat în primul rând? Cei de la Bălți au interzis orice manifestație. După care ce s-a întâmplat? Anenii noi s-au alăturat. E suficient Voronin să spună, să îndruge niște prostii la un meeting în centrul orașului și țara începe să îi se supună. Și deci, noi am hotărât să mergem cu acest cârlan la domnul Voronin. O mafie având noi noroc sau nu, aflăm chiar acum. Dragi tovarăși, Ministerul Adevărului a ajuns la sediul Partidului Comunist din Republica Moldova. În lungile căutări pentru domnul Vladimir Voronin, n-am reușit să dăm de el. Sperăm măcar să dăm de domnul Sergiu Sârbu, juristul acestui partid. Haideți să-i spunem bună ziua. Bună ziua, domnule Sergiu Sârbu. Bună ziua. Eu v-aș întreba mai întâi cum se simte partidul, cum se simte domnul Voronin. Păi ne simțim foarte bine și în scurt timp ne vom simți mai bine dacă această putere va demisiona. În sediul partidului găsim cumva pe domnul Voronin? Nu știu dacă îl găsiți, nici nu sunt sigur că este pe loc, deoarece practic în fiecare zi avem deplasări în teritoriu. Disco, disco, partizanii! Mi-e clar, degeaba atunci zgomotul ăsta că Partidul Comunist lipsește de la lucru. Faceți chiar un lucru mai mare decât cei care ne conduc. Exact, exact. Am un colet pentru dumneavoastră, sau mai degrabă pentru cineva din partidul dumneavoastră. Am mai multe obiecte aici. Eu, să vă spun sincer, chiar eram invidios pe acele persoane care au primit acest cărlan. Foarte mult mă tem să vă dezamăgesc, dar nici acest cărlan nu este pentru dumneavoastră. În primul rând e sărbătoarea mărțișorului astăzi, când vin la dumneavoastră și am ceva legat de această sărbătoare. Ia uitați, aici e o diplomă, mai întâi nu o desfaceți că e surpriză. Asta e de la sponsorii noștri gastronomici. Ați auzit de ei, de sare și piper? Un fel de tip care gătesc toată ziua. Ia uitați-vă ce am aici. Ce asta, mărțișor, da? Și încă unul, încă un mărțișor pentru cel care va fi deținătorul cărlanului. Și cine este deținătorul? Fericitul. Deținătorul cărlanului este domnul Vladimir Voronin. Domnule Sârbu, dar cum credeți, de ce domnul Voronin a meritat un astfel de cărlan? Păi, eu nu știu dacă domnul Voronin a meritat, este opinia dumneavoastră. Pe noi mult mai tare ne interesează felul și verticalitatea și puterea prin care domnul Voronin luptă pentru valorile minerale. Milenare, noi credem că acest cârlan de aur este meritat de domnul Voronin pentru lupta pe care o duce. Mă refer la unele categorii de oameni în fața cărora domnul Voronin este neînfricat. Mă refer la homosexuali, de exemplu, la oamenii de culoare, la români, în fața cărora domnul Voronin a spus sus și tare, marș afară, pentru că ei ne uzurpează, ei ne strică acest stat. Este opoziție și fiecare are dreptul opoziției. Vă invităm sâmbătă în Piața Mare a Adunării Naționale să vedeți ce primăvară va fi și ce cal va fi atunci când vor ieși iarăși cel puțin vreo 10.000 de
în stradă și vor spune tot ce gândește despre acei care s-a aflat putere. Mulțumim frumos pentru această invitație și noi cu colegul, cameramanul nostru, Iadă din Cap, vă invităm sâmbătă, doar că seara avem un eveniment, bărbat plus bărbat, amor adevărat. Seara ne adunăm cu un grup de persoane. Da, nu vă supărați, nu cred că voi putea să onorez invitația dumneavoastră. Acest cărlan ajunge la domnul Voronin, promiteți? Promit că voi încerca să îl transmit. Bună ziua și la revedere! Jos Alianța! Mulțumim frumos, o zi bună să aveți! Ei, dacă ne-am dat de Vladimir Nicolaevici, are dumnealui, zic așa, subalterni, rude. Dar de ce atunci când e timpul de îndruga prostii, el iese singur în fața poporului? Dar când se ia cârlanul și trimite purtătorii de cuvânt? Pentru că este președinte, la urmă urmei. Fiind Voronin, la un moment dat nu ieși să discuți cu un singur om. Ori la proteste se adună 62 de milioane de oameni, acolo el vine. De români s-a luat, de negri s-a luat, de homosexuali s-a luat, care sunt următorii? S-ar putea să fie contra roșilor deja, că tot sunt minoritari și buni de discriminat. Dar eu am impresia că Voronin n-a vrut să ia trofeu pentru că el nu pune mâna pe aur. Țin minte când îl acuzau că are acțiuni multe, nu știu ce, zicea, nu, s-a luat nevastă-mi acțiunile de la bancă. Să punem mâna, dragi colegi, pe sapă și să mergem la munci grele de căutare a adevărului într-o nouă săptămână. Dacă aveți somn, să dormiți cu plăcere, veniți după glume, altfel le împărțim între noi și participați la concursul nostru ca să câștigați în câștig.